am studiat pictura la Facultatea de Arte din cadrul Universității de Vest din Timișoara și prin anul 3, studiindu-l pe Picasso, am ajuns să văd ceea ce făcea acest artist, care știind că era atât de ambivalent, totuși nu m-am gândit că ar putea face și sculptură și iată cu ajutorul sudurii. Și atunci, văzând ce a făcut Picasso împreună cu naționalul lui González, pentru că Picasso, nefiind sudor sau, neștiind să sudeze, a apelat la conaționalul lui González și împreună au făcut niște compoziții extraordinare. Eu, având o experiență industrială, aș putea spune, și știind să sudez, am zis că pentru mine asta este mânușa. Și atunci am început să fac primele compoziții în tridimensional, să mă joc cu metalul, practic. Din moment ce cunoști tehnica, talentul, bineînțeles, că joacă și el un rol foarte important, pentru că e nevoie să cunoști regulile compoziției, e nevoie să cunoști un pic de anatomie atunci dacă, bineînțeles, dacă te referi la portrete, la genul de sculptură figurativă, dar pentru mine sau mie cel puțin mi se pare ușor. Sunt niște portrete haotic, să spun așa, din punct de vedere al rezolvării plastice, însă ele păstrează anatomia. Practic este un gen de modelaj direct, aș putea spune un gen de modelaj giacometian direct, doar că de data aceasta este modelat direct în metal, nu în gips, așa cum făcea Giacometti, sau în lut și apoi turnat în bronz. Și după cum vedeți, sudura creează o textură extraordinar de frumoasă și puternic cromatică. Această sculptură este realizată și ea cu ajutorul sudurii și este o compoziție, sau mai bine spus, o combinație între două metale. Bronzul și inoxul, pe de altă parte. După cum vedeți, bronzul este patinat în nuanță închisă, iar inoxul este lăsat un polish, oglindă, pentru a ieși în evidență foarte bine această cromatică, deși putem vorbi de o cromatologie surdă a metalelor. Nu este o sudură pe care aș recomanda-o, să spun așa, pentru industrie. Adică ea nu este o sudură de rezistență, dar este o fuziune care, cel puțin pentru arta plastică, pentru sudură, este bună.